Pe data de 11 seara, la ora 9, ne întorcem acasă. Acum 2 ani sau când? 2 ani de zile, în octombrie, 2009 asta a fost, în octombrie. Și întorcem acasă. Ce s-a întâmplat? O mașină cu viteză suvârâtă înaintea noastră, mergea încet, pe urmă noi ne-am pornit să vedem că de treabă, ne ducem acasă, e a doua oară, aprind fază lungă, din urmă, svâră iar înainte mașinii noștri și nu se opresc. Practic ei provocau accidentul. Ei provocau ceva, cred că oare că bătaie o ceva. Da. Noi am mers, mai mers o leacă, soția o schiumate. S-o dat jos de la volan, m-am urcat eu și îi spun, zic, cadem acasă. Mii din spate, cu fază lungă, din urma noastră, când aprinde, când stânge. Și am văzut la un bar, la un magazin acolo și deo trei mașini, zic că este lume, dă-s mă opresc să văd și m-am oprit, e oprit mașina la jumătatea mașinii noastre, se dă jos șoferul, eu m-am pornit către dânsul, din spate a fost o pălitură după cap, eu m-am întors, a fost a doilea pălitură, eu am căzut. Cu pumn? Nu, cu ceva dur, pe urmă noi am văzut că e iubită. Deci a fost lovitură cu bătă. Da, da, da. Și eu când ne-a revenit eram pe pragă la magazin, soția plânge, eu ud leoarcă cum m-a spălat, fetița m-a cuprins și plânge. A, da, erați și cu fata în mașină, fata de 8 anișori. Eu văzut tot cum s-a întâmplat. Ea s-a suit în mașină, eu cum eram în mijloc șoselii, după cum spune soția, eu mers mai nu dat pește mine. Și deci i-a urcat în mașină și au plecat. Și au plecat. Dar câți erau? Trei persoane. Trei băieți și două fete. Oh, deci era plină mașina. Mașina plină. Și la bătaia asta câți au participat? Toți. Toți trei? Toți trei și fetele au ieșit. Ei apucau soții și o dădeau într-o parte. A, deci nu numai dumneata, dar și soția. Și soția bătută. Cine? Tot așa, toți trei? Eu le rugam pe băieți să le dea pace, că și ți-a făcut, nu v-a făcut nimic. Dați-i pace, Vasea. Și m-am plecat că să... Să mă ridice. Să ridic de jos, m-a lovit, m-a ischit. Și practic ai fost bătută în plină stradă. Am fost pălită și eu, da. Da, a fost rupt degetul mic la mână. Da, de picioare, cum i-a tras. Asta acolo, în altercație ce? Da, să ridic bărbatul de jos, ei cum ne trăgeau picioare, mi-a fost rupt un deget. Pe urmă m-a apucat, odată acolo este un măcieș, o zvârlită. M-a apucat și de cap și m-a izvârlită, m-a ajuns acolo. Și nu a intervenit nimeni? Nu era în sat lume? A ieșit vânzătoare magazinul și eu strigat la dânșă, dați-i pași, vă șieți acolo și unul dintre și-a strigat, că intră înăuntru, dacă ce mă poți și răscoală și cu tine, tipa, știi, Adică au amenințat-o și da. Și a intrat înăuntru și sus, la doilea etaj, cu o biliar de trei băieți. Strigat la băieți. Strigat la dânșă. Deci eu anunțat, da? Da, ei spun s-o dat jos, eu dovedit sus de mașină. Și s-a plecat. Bărbatul era chicat, cunoștințe când jos, șoseau. Păi eu am vrut să-l ridic, nu am putut, a venit vânzătoare și mi-a ajutat și l-am dus pe scări la bar. Și apoi, dacă nu se revenea, ne-a dus apă din bar și l-am strochit cu ceaiul cu apă. Și s-a revenit și... Dar ceilalți deja au plecat cu mașina. Deja erau plecați. Când s-au coborât băieții de sus, ei au ieșit și au plecat. Încă bărbatul era jos, în șosea, când ei trecut de alături de noi. Din bărbat și ei ne-au spus că ai văzut numărul la mașină. Dar eu i-am dat din cap că nu. Dar știi cine-s? Zic, nu. Nu știu cum. Aurica, că când zici că m-au oprit, dar eu nu țin minte nică. M-am suit la volan, i-a sosit în mașină, la ieșire din sat noi am ajuns din urmă. Ei s-au oprit. Și s-a oprit mașina și a vrut să dea jos, s-a dat Marin jos și când a văzut că e Marin, unul a strigat Marin. No, deci mașina va aștepta în marginea satului. Ei merge, dar când a văzut noi am ajuns din urmă, ei o oprit. Când a văzut că e Marin, ei au sus de mașină și cu viteză la vale. Marin o duc de sus. Dar l-au recunoscut pentru că e polițist sau de ce? Ei îl știu pe dâns. Ei îl știu pe dâns. Nu era pe uniformă, nu? Nu. Oricum, deci ei au pornit mai departe. Ei au pornit mai departe, eu țin minte pe băcăți, fața ne sânfla, te-am sânflat, mai nu vedem. Maria nu a dat din mână să oprească și-i novărut, a scos bita și-i fereastă să-i deja au ajuns în satul celălalt. Dar ei erau în prebilță, în marginea satului, de-am tot viteză la vale,
eu vreau să-i trag și timnă în lui Marian, el o scos armă, o tras-o un foc în sus. Focul de avertisment, da, da, spunea să oprească. Da, să oprească. Eu ajuns la traseul ăsta Chișinău-Bălți, o luat-o pe partea stângă spre Chișinău, pus o mașină pe partea stângă, o oprit-o, stâns luminile. Noi chiar acolo, la trasă, nu? Da, noi am pus mașina noastră în față. Au ieșit trei persoane pe jumătate goi, fără cămaș, fără nimic. Aceleași persoane, da, care v-au bătut în sat. Eu țin minte că doi m-au scos pe mine din mașină, brusc, asta s-a trecut o secundă, cum spun, vă câteva secunde, moment. Unul s-a dus partea dreaptă și ține o ușă, din, cum spune o băieță care a fost cu mine, și doi m-au smult și au fost a treilea pălitură. Eu când am revenit eram la izvor, alături este un izvoraș acolo, mă spalau. Când de acolo e... Deci ai fost lovit a doua oară? A treia oară. A treia oară. A treia oară. Pe urmă a venit salvarea, a venit poliția. Da, au fost o altercație, ceva, adică ceilalți... Au fugit cu toții, după ce au făcut aestea, Marin a vrut să iei cheile de la mașină și l-a întâlnit și... O doamnă a dat și-a luat cheile. Știu că câteva minute acolo, m-a spalat băiat acolo, Mișa. Ei au dat și-a luat mașina. Cum a luat mașina ei de acolo? Nimeni nu știe. Unit salvarea, unit poliția, după aceea poliția m-a dus la sector și am dat acolo plăgere. Acolo poliția pe loc, da? Pe loc. Dar cine a chemat-o? Nu știm, ca când Marin, el sunase pe drum. Uh-huh. Ieșit, unit salvarea, ei ne-a bintuit capul, ne-a pus o injecție acolo, ca când așa zic, vreau să mă iei la spital, dar eu mai tare vroiam să văd și ea, femeia, să mă duc să văd și ea. Și e acasă. Da, și... Poliția a venit, nu a luat bita, nu a luat nimic, a venit polițistul de sector care a fost cândva la noi în sat și după spusele, după numărul la mașină, el a spus cum îi cheamă pe dânsă și a spus că e vecinul lor. Ei trăiesc pe un drum, aici stă pe alt drum, dar cu deci grădinile în spate, în spate. Eu recunoscut. Da, da, da. După mașină. După numărul la mașină. Și ne-a spus cum îi cheamă și cum... Poliția. Deja investigații la fața locului, au făcut ceva? Nu au făcut nimic. Ei nici bita de cei nu au luat. Deci nu s-au interesat de detalii? Nimic. Eu văzut că eu început a pierde cunoștința și m-a dus la sector. Acolo așa țin minte pe bucăți că am dat... Depoziții, plângeri. Tăte este Iedzi cu chemat salvarea să mă aduc. Eu nu țin minte de asta. A apărut soția acolo, e totul scris plângere. De unde? La secția din Prepelița sau la Sângerie? Tot la Sângerie. În aceeași zi sau a doua zi? Atunci, în seara aceea, au venit cu persoane din sat. Au luat ca șoferi și au venit chestii media, mă, și pornea singură. La spital ne-am dus. Ne s-au pus o injecție, ne s-au... Ați fost internat în spital după asta? Da, internat în spital, dar... Nu pe noapte. Era grav tare, am văzut că doctorul mai greluț acolo s-a apropiat. Eu aveau lunea control prin secție și... Deja ai fost internat la Chișinău. Da, eu am luat decizii... Și cât ai stat acolo? 15 suci. Zile ai fost... 15 da, zile. Și ulterior ați făcut toată documentația medicală? Toate documentații este... Este la dosar? Este la dosar. Dar la procuratură v-ați plâns? Când? Asta la un an de zile a fost, nu, oricum. Stai leac, la procuratură noi ne-am plâns că noi am fost chemați la procuratură, că noi n-am plătit ziua aceea, noaptea aceea, care am fost aici la spital. Și eu m-am dus la secție de traumatologie și am întrebat cum așa ceva. Domnul era dus în concediu. Noi ne-am dus la șeful spitalului și el a făcut și a făcut și s-a scăzut, du-te la casă, să iei cecul, că gata. Și e că atunci noi am dat și la procuratură. Deci la procuratură ați depus, da, o plângere sau? Nu, pur și simplu așa. Noi așa ne-am apropiat, zic e că așa. Cu cazul ce s-a întâmplat. Deci numai verbal. Numai verbal. Și de atunci procurorul vă asistă peste tot? Da. Peste tot. Timpul în care ai fost la Chișinău, internat 2 săptămâni, n-a făcut nimeni. 3 săptămâni, n-a făcut nimeni nicio investigație. Poliția n-a fost. Nu a fost nimeni, ca să iei, cum s-ar spune la noi, în popor. Paboiurile, oricum, păliturile, tot nimeni. Bine că... O expertiză medico-legală oricum ai făcut-o. Am făcut-o aici, după traumele care au fost scrise de medici, am venit aici la Sângerei, s-a făcut expertiză și s-a pus în dosar. Deja asta s-a pus în dosar. S-a pus în dosar.
Institutul ecologic. Da, am avut noroc de cumnat când ne-au fotografiat la două zile. Și tăti am prieteni, tăti... Că altfel nu vreau să recunosc. Dar nu vine nimeni măcar să vadă. Eu din spital când ieși, ieși... Nu nevoiați. Bine, bunișor. Oare să vii să întrebi cum aici, dar și s-a întâmplat, dar și nimic. Da. Așa ceva în august. A fost reținut. A doilea fușesc. A doilea tot m-a sunat la Moscova și ai vrut ca când să vorbească și eu n-am vrut să vorbesc cu dânsul. Și peste două luni a fost reținut și a doilea și a fost o lună de zile reținut, pe urmă dat drumul și ea vorbesc care și cum pot. Cum spune unul și spune și altul. Nu știu fel de lege, dar copii unul de la altul. Vorbile. Procesul de judecată de un an de zile e numai la judecătorie de aici, nu? Da, da, la judecătorie. Și? Și la ce etapă ați ajuns? La etapa că interoghează acum mai martorii. Deci azi au fost audiați martorii și ieri. Și ieri au fost, dar aici mai mult când se prezintă inculpații, când nu se prezintă. Aici, ca cum știți, pot să vin? Bine, nu pot să vin. Cu tot că au intenție de a nu părăsi țara. Au interdicția de a părăsi țara? Da, nu. De a nu părăsi deci țara. Deci ei nu pot ieși din țară, dar totuși se pleacă. Ei totuși pleacă din țară. Și la proces vine numai avocatul? Nu vine nimeni. Nu vine nimeni? Se anulează totul. S-a mână, de fapt. Da. De două ori, că nu a venit, a fost acolo... Amânat? Amânat și a spus că a treilea oară, zic, dacă nu se prezintă, noi dăm mai departe. Da, am la proces, că de la marturi, de la care, tipa marturii lor, ei, nu știu unde au fost ei, ei spun că eu am ieșit cu bita, eu am așa, eu am făcut. Iasă că bita eu. E mie. Da. Nimeni nu poate arăta că e lovit. Dar nimeni, ei spun că cineva ne-a tras cu piciorul în cap și ne-a făcut leziuni lesie corporare, care doctorul ne-a spus că, da și a fost bătut cu montirov, cum se spune pe rusești. Cu montirov în cap, așa și crăpături în cap. Vă afectează faptul că de 2 ani de zile încă instanța nu s-a pronunțat? Numai decât că ne afectează că 2 ani de zile și azi pe gânduri. Dar n-ai interdicție de a pleca din țară? Nu. Deci nu ți-a pus nimic? Nu. Și nu ești învinuit că ai fi bătut dumneata? Nu. Dar după cum spun ei, că eu sunt vinovat. Cu tot că nu sunt vinovat. Dar cu ce ești vinovat? Că am mers înaintea lor și i-am oprit. Că așa iesă și că eu am sărit la bătaie la dânsul. Schis ușa și La ce, domnul, v-ați gândit să apelați? Dacă tot a trecut atâția ani? Da, noi am zis că să dăm la CEDO, că 2 ani de zile nu s-a făcut nimic și decât să stăm atâta pe loc, hai ne dăm mai departe și să vedem un sfârșit. Da. Nu e încotro, că ți ieși de activitatea procuraturii încă nu puteți spune dacă au făcut ceva. Că nu spunem nimic. Mă rog, este vreo decizie, vreo ordonanță? Noi să vedem că și avocații... Dar au pornit urmărirea penală? Da, au pornit-o. Cu un an în urmă? Cu un an, un an și două luni, așa și mai au pornit toate astea. Și nu a explicat nimeni de ce a durat atât de mult până să încearcă urmărirea? Eu spun că când este unul acasă, când e celălalt acasă și tot așa.